Dragii mei, dacă tot a venit sezonul roșilor, asta am făcut și eu roșii, am vreo 12 fire de roșii și astea sunt roșii de la mine din grădină. Nu, de la piață. Mi-ar fi plăcut, dar na. Am câteva roșii, pune și alea, dar am luat din piață roșii coapte pentru că vreau să fac roșii pentru iarnă, suc de roșii, zarzavat pentru ciorbă, supă, putem folosi și la paste, putem face multe lucruri cu sucul de roșii. Am să folosesc mașina de tocat de la Bosch, știți, cu care toc eu carne de fiecare dată când fac chiftele, sarmale, chiftele. Are și mai multe accesorii, printre care cel de făcut suc de roșii. Vă arăt cam ce puteți face cu sucul de roșii în timpul iernii. Ei, dau drumul la treabă. Așa. Bine. Ce e foarte mișto la acest accesoriu, scoate sucul de roșii într-o parte și ce înseamnă coji și semințe în partea cealaltă. Mai stai cum făceam pe vremuri, să mai dau pe răzătoare, să mai dai după aia pasam prin sită, să rămână cojile și semințele. 2022, altă viață. Hai să vedem și consistența. Foarte important ca roșiile să fie foarte bine coapte. La cum arată asta, acum un pic de vodcă, un pic de tabasco, un pic de Worcester sauce, 3 tije de alea de țelină și sigur nu mai punem roșiile pentru iarnă. Mai facem. Din 4 kg de roșii am 3 litri de suc de roșii. 4 cu 3. E bine, ce-am mai aruncat cotoare și așa mai departe, pieliți, semințe. Sucul de roșii, l-am pus la fiert. O să-i pun un pic de sare, îl fierb undeva la 15-20 de minute. Borcanele, sticlele, cu tot cu capace, le-am băgat în cuptor, l-a sterilizat, 120 de grade, 110-120, cam o oră. Dar, ca să vă arăt și rețeta, pentru supă, cum fac eu supa de roșii, ce am pregătit pentru iarnă, fac prima oară o supă de legume. O să faci doar din suc de roșii, că după aia e doar suc de roșii. Am aici țelină, păstârnac și pătrunjel rădăcină. Le-am tăiat așa, batonete, pentru că vreau să pun și în supă din ele. Le pun la fiert. Ia uite, uitam ceapa. Eu am aici undeva la 1,5 litri de apă, un morcov, 2 cepe mici, o țelină mică așa, un păstârnac și o rădăcină de pătrunjel. Fac supa doar cu sare, cu nimic altceva. Aștept să-mi fiarbă supa. Or să fiarbă și roșiile. Dăm mai tare. Sosul la fiert, 15 minute. I-am pus doar sare, nimic altceva. Este încă puțin fierbinte. L-am lăsat câteva minute să răcorească. Borcanele și sticlele sunt sterilizate. Să punem sucul de roșii. Am nevoie de o pâlnie. Am una mică. Mai mică dar ta nu am. Totdeauna amestec, da? Înainte să pun în sticlă. Opa! O, la fix! Așa arată sucul meu de roșii pentru iarnă. Suc de roșii și sare. Nimic altceva. În capacul. Strângem bine. Nu mai este nevoie să-l fier la bemarii. Am sterilizat borcanele. Sucul de roșii este fierbinte. Se creează și vacuum. Așa îl păstrez. Îl lasă să răcească bine și după aia în cămară, în beci, în debara, fiecare ce are. Gândiți-vă că este iarna afară, zăpadă 1,5 metri. În București n-am mai fost de câțiva ani. Am undeva la munte. Este zăpada aici mai puțină. Am făcut
supa de legume, v-am spus cum, prima dată vreau să folosesc zeama. Punem supă de legume în funcție de consistența sosului de roșii. V-am spus, vreau să pun și din legume în supă. Place ca supa de roșii să aibă și câteva legume. Iar în afară, 1,5 metri zăpadă, facem supă de roșii. Și acum, nimic altceva, las să fiarbă. Când începe să fiarbă, pentru că legumele sunt fierte, sosul și el a fost fiert în prealabil înainte să-l pun la sticlă, adaug orezul, mai pun puțină sare, piper și leuștean. Leuștean. A început să fiarbă supa. Oho. Și pun, am 2 litri de supă, 2 linguri de orez. O să o faci. Bine, 2 linguri jumătate. Hai. Când este orezul gata, asta durează cam o sfert de oră, este gata supa. Gata, orezul este fiert. Opresc focul și pun leuștean. Asta este rețeta mea de supă de roșii cu roșii făcute pentru iarnă. Credeți-mă, este senzațional de bun. Pentru zarzavatul de ciorbă, da, pe care am să-l pregătesc pentru iarnă, mașina de tocat carne de la Bosch mai are încă un accesoriu. Exact asta. E o răzătoare care am să dau morcovii. Foarte repede a mers. Și foarte ușor de curățat. Ia uitați, am clătit-o. Și gata. Păi nu o să o fac. Am 2 litri de suc de roșii, 2 morcovi și 2 ardei. Sucul de roșii a fiert 2 minute. Adaug morcovul. Adaugați și ardeiul gras. Și aceeași poveste, lasă fiarbă 15 minute. Sare și la sfârșit am să-i pun frunze de țelin. Ai țelin acum. Mie îmi place foarte mult cu frunze de țelin. Sare, tot așa după gust. Sau, după cum vă recomandă medicul. Acum, depinde. Gata, lăsăm să fiarbă. A fiert și zarzavatul, 15 minute. Adaug frunzele de țelin. Mie îmi place cu mai mult. Și acum îi opresc focul. Lasă dea doar în 3 clocote, nu mai mult. Îl las un pic să se răcească, după care am să-l pun în borcane, în cămară, de bara, magazie, pe acolo, pe undeva. Zarzavatul s-a răcit și el. Las așa să fie călduț. Amestec, cum am zis. Dacă îl vreți mai gros, mai lăsați sosul de roșii să scadă și atunci va deveni mai gros. Deci miroase țelin asta, wow. Aproape la fix. Am din ăsta un pic, am în ăsta și reglam. Punem capacul, strângem bine. Scrie așa. Ostropel, paste, Bloody Mary, chifteluțe cu sos. Iar pe zarzavat scrie ciorbă, de cocoș, de perișoare, de văcuță, tocăniță, merge și la tocăniță. Iarnă, 2 metri zăpada, magazinele închise, n-ai cum să ajungi la magazin. Mai în casă, niște paste, niște usturoi și, bineînțeles, suc de roșii pe care l-ai făcut în vară și îl păstrezi pentru iarnă. Așa că am să fac niște paste, da, cu suc de roșii, da, pe care l-am făcut pentru iarnă, simple. Ulei de măsline,
pe care l-am făcut în vară și pe ăsta, într-o vizită în Grecia. Usturoi, doi căței de usturoi. Facem așa un sos arabiat. Adică puțin picant. Puțin mai mult picant. Vreau să facă puțin usturoiul golden brown, așa puțin galben aur. Gata, îl dau la o parte. Mare grijă, trageți tigaia, pentru că este încinsă, uleiul este încins. Lăsați un pic să se răcească și după care puneți sucul de roșii. Vedeți cum sare? Un pic de sare. Las un pic să fiarbă 2 minute, adaug pastele, puțin busuioc, parmezan ras și cam asta este tot. Chiar și fără parmezan, merge așa. Am fiert și pastele, sunt fierbințe, acum le-am fiert. Le pun în sos și le mai las să fiarbă 2-3 minute, le-am făcut al dente. Ca să vedeți ce repede puteți face o porție de mâncare când aveți roșiile deja gata făcut. Gata. Pastele sunt gata. Câteva frunze de busuioc. Busuioc avem că îl ținem în ghiveci, pe geam. Și miroase incredibil. Sucul de roșii, combinație cu busuioc, usturoi. Senzațional. Avem pastele. Nu mi-e mai greu de pus cu asta, dar nu-i problemă. Busuioc. Punem și supa. Încă este fierbinte. O am dat pe jos. Leuștean și un pic de ulei de măslin. Astea sunt doar câteva idei ce puteți face cu sosul de roșii, pe care ați văzut, l-am făcut cu ajutorul mașinii de tocat Bosch, care ați văzut are foarte multe accesorii. Mai ales că este iarnă, are și accesoriu pentru făcut cârnați. Am niște cârnați de-aia pus la afumat, așa, wow! Cu tocăniță de cartofi. Deja mi-e foame și mi-e poftă. Spor la treabă.